zânicu drag la voi, mă. Să vă petreceți cu noi, mă. Și-om petrece și-om cânta și de greu o mai uita, ca și la noi păiza, mă. Zânit cu veselie la oameni de omenie și nedeștii de-ați poarta, ca să vă horim hoarea, ca și la noi pe maramă. Cine s-a mână s-adună și horesc cu voie bună, așa ne-am adunat noi ca să horim pântru voi, dar să nu uitați de noi, mă. Mulți paharul sus, mă. Trăiască cine l-a pus, mă. La mulți ani cu sănătate, de mult bine să aveți parte, de mult bine să aveți parte. Neamul meu moroșenesc, mă, cât o-i trăit te horesc, mă. Și când eu nu ai mai si, te-a horiam ne-i copti, te-a horiam ne-i copti, mă. Mulțumim că ne-ați primit, mă, și horea ne-ați auzit, mă. Mulțumim, gazdă frumos, să trăiască neamul nos, că-i harnic și falos, mă. La mulți ani cu sănătate, de mult bine să aveți parte, de mult bine să aveți parte. La mulți ani! Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la frumoasa noastră emisiune, păi cum altfel, frumoasă, da? Cântec din suflet de român, în același loc cu care v-am obișnuit, la restaurant Cocoșul Roșu, gazdele noastre, care de fiecare dată ne primesc cu brațele deschise. Și cum e vorba aia, dacă noi nu ne ducem la Maramureș, Maramureșul o să vină la noi. Și asta clar, pentru că l-am avut în deschidere pe domnul Ionuț Sidău. Bună seara, dragi telespectatori, bună seara echipei Etno TV. Ne bucurăm să fim la această emisiune frumoasă, să cântăm de aici, de la Cocoșul Roșu, un restaurant tradițional românesc, unde eu am prestat vreo 4 ani de zile, seară de seară aici. Păi da, nu știm, nu? Am bucurat mulți vizitatori, mulți clienți ai restaurantului. Dar ne bucurăm că avem prilejul să cântăm din nou pentru iubitorii cântecului popular românesc, cei care urmăresc emisiunile postului Etno TV, și vă felicit pentru emisiunea frumoasă cu acest nume deosebit de frumos. Vă mulțumim frumos. Păi Doamne ajută! Totul se face din suflet de român, pentru că ceea ce este făcut de noi este făcut cu suflet, din suflet, și mereu am spus că cei care încă n-au călcat pragul acestui restaurant, îi invit cu dragă inimă să o facă, pentru că nu au decât de câștigat. Da. Sigur, o felicit pe Cora, pentru că ea face emisiuni frumoase și a realizat câteva emisiuni și la Maramureș, și acolo, pe Valea Izei, la mine, și eu aștept cu mare drag și pe toată echipa și data viitoare. Asta voiam să vă întreb și mi-ați luat-o un pic înainte. Cum e vremea pe la Maramureș? Pentru că știu că faceți drumul ăsta. Da, fac destul de des. Vremea este mai bună. Într-adevăr, e mai răcoare acolo, au mai rămas păduri.
E verdeață și au mai rămas. Au mai rămas, da. N-au reușit să le taie chiar pe toate. Dar credeți că or să reușească? Eu am văzut că sunt destul de dese. Nu trebuie să zicem, nu că nu știm ce se întâmplă. Știi? Mai bine să sperăm că cei care vin după noi o să iubească Maramureșul și, în general, România, tradițiile românești și să aibă grijă de tot ceea ce ne înconjoară pe noi, ceea ce a dat românului de-a lungul timpului toată frumusețea asta, de a trăi frumos într-o țară frumoasă. Păi cum ar fi România fără păduri? Ar fi mult mai săracă, pentru că... Tristă. Și tristă totodată. Nu, dacă observăm numai cântecele noastre, câte se trag de pe urma codrului, de pe urma... Păi da, eu știu, nu da. În codru mi-am petrecut eu toată vremea. Ai văzut. Iar la noi, la Maramureș, chiar este un potențial benefic pentru cei care locuiesc acolo, dar nu numai, pentru turiștii care ne vizitează zona, este un prilej de a se bucura și de a se relaxa. Acum, scurt așa, cum merge treaba cu turismul? Pentru că știu că aveți și o pensiune. Da, într-adevăr a mai scăzut puțin clientela în turism, datorită și perioadei acestea pandemice prin care am trecut, dar sperăm să ne revenim. Noi suntem la fel de ospitalieri, la fel de buni primitori și punem pe masă tot ceea ce e mai bun și înveselim pe turiștii noștri și așteptăm cu drag. Să știți că da. Întotdeauna pe mine m-au impresionat maramureșenii, pentru că într-adevăr sunt niște gazde primitoare. Eu, de fiecare dată când am fost acolo, nu știau cu ce să-mi stea în față. Și atât de mult mi-a plăcut experiența asta, ce-i drept, nu foarte, despre rușinea mea, nu foarte des am fost în Maramureș, dar sigur că de curând o să o repet. Eu zic că așa este tot românul, doar că în unele zone a mai fost influențat și de alte categorii de oameni, să zic așa, sau cei care au venit și... Dar să nu judecăm. Să nu judecăm pe nimeni, să-i primim așa cum trebuie da. Și să ne bucurăm că trăim într-o țară frumoasă, cu un folclor deosebit de frumos. Așa este și vă mulțumim frumos că îl țineți încă în viață, folclorul ăsta. Îl ducem vă până la moarte. Vă mulțumim frumos că, prin dumneavoastră, reușim să transmitem generației tinere spiritul ăsta românesc, tradiția românească. Eu personal vă mulțumesc din suflet și altfel nu ne-am putea bucura de spiritul ăsta românesc fără dumneavoastră. Așa cum ai spus, trebuie să învățăm pe cei tineri. Așa să urce pe scenă, să cânte cântecele populare, să poarte portul popular și dacă eu aș putea, aș băga folclorul materie în învățământ, în școală. Bravo. Uitați, un subiect pentru că pentru este foarte necesar. Da, un subiect pentru cei care se ocupă de învățământ, în loc de toate prostiile pe care le propun, uitați. Absolut. O materie ar trebui să dezbată tradiția, folclorul, portul popular. Dansul popular și toate astea. Asta zic, și cum am putea să propunem? Că dumneavoastră ați avea acces la... Ei, trebuie ceva. Să inițiem un proiect de lege care trebuie dezbătut în comisiile de specialitate în Parlament, votat de cei care votează. Eu îl votez. Și trebuie să înțeleagă că poporul român, copiii noștri, nu trebuie să uite de noi, de strămoși, de această avere frumoasă pe care noi avem românii și cu care am câștigat atâta imagine bună în lume. Pentru că oriunde s-au dus artiștii români, ansamblurile folclorice, au fost ambasadorii cei mai de preț ai nației române. Îmi cer scuze că vă întrerup. Oricum o să mai dezbatem pe parcursul emisiunii. Mai discutăm, invitați-mă și vin cu mare drag. Un subiect arzător, vă spun că este un subiect arzător. Vă mulțumesc frumos. Cu drag. Păi și acum dacă am început așa, într-un spirit maramureșan, să coborăm un pic spre Muntenia, pentru că avem aici o doamnă extraordinară. Haideți, doamnă, veniți. Să știi că ai mai multe doamne din Muntenia, dar uite, știu, mă ridic știu, eu. Știu, dar dumneavoastră spargeți să-ți vin viața. Aici alături. Doamna Corina Dragomir, bună sărut seara. Mâna. Bună seara, bună seara, bine te-am găsit pe tine, Marian, și pe dragii noștri colegi. Dar și noi pe ne-am cei... mai întâlnit? Ne-am mai întâlnit, așa este. Și e o bucurie de fiecare dată când te revăd. Iată că astăzi seara ești așa cu normă întreagă, nu? Deși mi-ați reproșat că n-am venit în port popular sau măcar un brâu. Dar nu mai da și tu din casă. Dar eu spun, sunt sincer. Ești sincer, foarte bine. Știți ai făcut. Ce mi-a spus? Mi-a
Mi-a spus că în afară de ochi, dacă mi-ar lua cineva ochii, gata, m-aș duce pe la vale, că nu mai sunt bun de nimic. Mi-a mai zis multe, multe, doamna. Așa, dar sunt eu, am limba ascuțită. Și de asta mi-e drag de dumneavoastră. Da. Mi-aduceți aminte, v-am spus și în privat, mi-aduceți aminte de doamna Ileana Sărăroiu. Îți mulțumesc. Sunteți o voce extraordinară. Eu v-am întrebat așa, un pic ascuns, dacă predați și lecții de canto, pentru că aș vrea să mă număr printre elevii dumneavoastră. Aolo, nu ți-aș dori. Ba, eu mi-aș dori. Da. Da, sunt foarte exigentă și să știi că sunt exigentă în primul și în primul rând cu mine. Ceea ce este bine. Tocmai de aici pornește și exigența vis-a-vis de cei cu care mă înconjor. Îmi place să mă înconjor de oameni care știu ce vor de la viață, nu neapărat numai interpreți, pentru că eu de-a lungul timpului am avut și o altă profesie, spunând adineauri că purtați așa o discuție incendiară, m-am gândit că să spun, stai liniștit că ai pompierul cu tine. Am fost pompier vreme de peste 25 Serios? De ani, da, pompier militar, cu grad de militar. Ofițer la pompieri, da? Și am coborât din Maramureșul istoric și iată că am ajuns la curtea domnească a Târgoviștei de această dată. Ai spus de Muntenia, dar eu vreau să localizez și mai bine, exact, pentru că ți-am spus, punctăm. Mai avem colege, da, care sunt muntenci aici printre noi. Punem un bold pe hartă. Un bold, așa. Eu de loc sunt din Moreni, dar Târgoviștea este foarte aproape de Moreni, iar Valea Voievozilor, culmea, este situată între Moreni și Târgoviște. Iată că poate tocmai de aceea îmi doresc din tot sufletul să fiu așa o continuatoare, pe cât se poate, a regretatei noastre, Ileana Sărăroiu, pe care o prețuiesc din tot sufletul. N-am avut șansa să o cunosc personal, dar viața a făcut, soarta mea a făcut să ajung și eu să calc pe urmele domniei sale, să fiu angajată ansamblului Ciocârlia, unde și dumneei a activat, să-i preiau din repertoriu, să cânt și romanțe, așa cum a făcut și dumneei. Mie mi-a încântat sufletul când vă aud cântând romanțe. Și pentru mine este o mare onoare să mi se alăture numele de această mare cântăreață a noastră. Și pentru mine este o Ileana plăcere Sărăroiu. Și o onoare să vă avem în emisiune. Și o spun cu maximă sinceritate. Și dacă tot ați avut activități de pompier, vă rog eu, stingeți sufletele românilor cu un cântec frumos. Cu toată dragostea și din toată inima. Știi cât de mult glasul vreau să ți-l ascult, iar privirea ochilor să-mi potolească din dor. Privirea ți-e iubitoare și glasul ți-e ca un cânt. Iubirea cine ți-o are, are lucrul cel mai scump. Că eu sunt zăpada albă care a nins doar pentru noi, iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu patru foi. Ziua-i senină, ne iubim ca doi copii. Viața mi-e ca o lumină, că-mi ești dragostea din tâi. Cu tine sunt fericită, pe lume simt că trăiesc. Mă știu că sunt și iubită, la fel și eu te iubesc. Că eu sunt zăpada albă, care a nins doar pentru noi, iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu patru foi. Zăpada de curată, așa ne e dragostea. Și norocul nostru în doi e ca frunza de trifoi. 10 vieți de acum înainte, pe lume dacă am trăit, cu o dragoste fierbinte, fericiți noi doi am fi. Că eu sunt zăpada albă, care a nins doar pentru noi, iar tu ești trifoiul verde, dar
trifoi cu patru foi, că eu sunt zăpada albă care a nins doar pentru noi. Iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu patru foi. Eu sunt trifoiul verde? Nu, tu ești trifoiul negru astă seară, dar mă rog. Doar astăzi și promit. Să zicem. Deși eu aveam impresia că negru mie îmi stă destul de bine. Îți stă foarte bine, dar te-aș fi vrut așa să fii, să ni te alături în costumele astea, că tot am vorbit noi despre costumele noastre populare, care sunt atât de minunate. Și să știți că îmbrăcați în costum popular, zic eu că devenim și mai buni și mai înțelepți. Am zis să invităm alături de noi și o moldoveancă plină de viață. Păi, doamnă, dacă tot veniți pe la noi și am înțeles că sunteți plină de viață, așa... Bună seara și bine ne-am regăsit. Vă pup și face onoare că prezentați această emisiune. Și mulțumesc, Cora, că ai reușit să mă aduci, să, de mână. Să mă aduci de acolo, din Vrancea mea frumoasă, pentru că de când nu am mai trecut pe la postul minunat de etno, care a scos în valoare foarte multe voci, printre care și eu mă număr pe... Să știți că este la noi, aici la Etno, eu întotdeauna am considerat că este o casă pentru noi, pentru cei care încercăm și mulți dintre invitați, mulți dintre artiști, reușesc să promoveze... Reușim dacă vrem, dacă ne și zbatem să ajungem acolo unde ne propunem și dacă mai avem și cu ce, adică să avem repertoriu propriu, să avem costumul purtător la purtător și dacă mai avem și o voce care cât de cât să impresioneze și să ajungă la suflet, atunci este bine. Așa că mulțumim, Etno. Eu o să vin cu o rugăminte la dumneavoastră. Da? Să ne vizitați mai des. Eu sunt un vizitator de vreo 20 de ani la Etno, dar în ultimul timp s-au petrecut o bucurie și o tristețe în familia mea, de aceea n-am mai venit. Haideți să nu vorbim despre lucruri neplăcute. Nu. Eu mi-a șoptit mie așa cineva că dumneavoastră bucurați sufletele oamenilor românilor din Italia. Da, păi și nu da. Ar fi corect da. Să bucurați și sufletele românilor de pe acelea de pe la noi? Da, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că acolo unde am fost, în Italia, unde am stat vreo 13 ani și de atunci, de când m-am întors acasă, eu sunt navetistă în Italia pentru că cred eu că îmi fac treaba destul de bine și de aceea sunt invitată, chemată, solicitată și vă mulțumesc, românii mei, de acolo de unde sunteți dumneavoastră, adică din Italia, din Spania, din Anglia. Mi-aș dori să ajung și peste ocean, dar zice că nu e zbor pentru acum. Dacă pentru... nu e zbor, nu e, un zbor e barcă. Pentru... Bine atunci. Și tot ajungem noi bine. Și acolo. Încă o dată vă mulțumim frumos da. Că ați răspuns invitației noastre. Cu mare drag. Este o plăcere pentru noi să vă avem alături. Da, și să vă spun prin cântec, iubesc viața, iubesc lumea. Păi iubiți-o, doamnă. Da. Scena este a dumneavoastră. Da. Iubiți-o tare! Și uscățele câte vorbe spune un om, și bune și rele. Dar o vorbă spusă în vânt, așa la întâmplare, nu-ți dai seama că greșești și ce rău îți pare. Vorba mea ce-o spun acum, iubesc viața, iubesc lumea. E drag așa cum trăiesc, măi, și iubesc lume, iubesc. Iubesc ploaia și pământul, iubesc floarea și cuvântul. Viața ce-o trăiesc acum,
mi-e dragă și numai una. Si, si. Oh. Oh, oh, oh. Ține-mi, Doamne, zilele cu sănătate multă, să înmoi inimile la toți ce mă ascultă. Când le cânt de dor și joc sau de alinare, să le fac ziua mai bună fără supărare. Cântecul e viața mea, e o binecuvântare. Și cât voi trăi pe lume, glasul meu se răsune. M-ar pune jos dacă ar putea și mi-ar da o buruiană să nu mai pot cânta mai. Dar Dumnezeu mi-a dat mie așa un glas frumos, cu cântecul le închid gura și le cânt frumos. O vorbă vreau să le spun, că o duc destul de bine. Și cât voi trăi pe Doamne, la toată lumea, mult belșug pe masă, sănătate, bucurie, voie bună în casă și un bănuț de cheltuială să ne fie bine. De-o mai rămâne ceva, să nu uiți de bine. Vorba mea ce-o spun acum, iubesc viața, iubesc lumea. Mi-e drag așa cum trăiesc și iubesc, lume iubesc mai. Iubesc ploaia și pământul, iubesc floarea și cuvântul. Viața ce-o trăiesc acum mi-e dragă și numai una. Păi și cum putem să exprimăm mai bine iubirea și voia bună? Prin cântec! Ha-ha, crăpat un drac! Vă mulțumim frumos, doamnă! Avem o altă doamnă, tot Muntenia, o piteșteancă, pe care o invit alături de noi. Doamna Angelica Stănescu, vă rugăm frumos să ne veniți alături cu cântecul și cu prezența dumneavoastră, radiați de frumusețe. Mulțumesc frumos! Sărut mâna, ce faceți? Bine v-am găsit din nou în această emisiune frumoasă. Bineînțeles, îi mulțumesc doamnei Cora pentru invitație. Noi vă mulțumim frumos că ați răspuns invitației. Cu mare drag! Cum e și în București. Mă așteptam să spuneți, domne, e mai răcoare. Aseară a plouat.
Da? Da. Da. Păi nu, da, spuneți-ne așa de oameni, că domnul Sidău ne-a explicat cum sunt maramureșenii, ceea ce știam și noi. Piteștenii cum sunt, doamne? Sunt la locul lor, sunt oameni muncitori. Am așteptat că-s la locul lor. Bineînțeles. Da. Și țuică bună. Da, domnul Sidău, exact asta spune. Țuică bună. Țuică bună și la Pitești. Și la Pitești, da. Și la Pitești. Da. Acolo pentru că e? Sunt prun mulți. Asta zi, cum e? Pruna acolo? Pruna, cum să, și zarzăra. Zarzăra, da. Oh, și din zarzăra, cum e țuica? Păi bună și un pic mai slabă, vorba lui Corina. Păi da, țuica mai slabă. A, da, la mine, la Oarja. La mine e o țuică, wow, super tare. La Oarja. Acum? Da. Nu știți, da, o data viitoare am să vă aduc. Asta voiam să vă spun. Că exact asta voiam să menționez, că eu nu știu gustul. O să-i fac reclamă. Data doar viitoare. Reclamă, doamnă? Da, vin și... Asta zic, dar veniți și cu produsul. Bineînțeles că vin și cu el. Da. Ce ne puteți spune despre piesele dumneavoastră? Pentru că am înțeles că ne pregătiți un album. Da, o să urmeze cel de-al treilea album, realizat cu Orchestra Mugurel din Chișinău, sub bagheta domnului maestrului Ion Dascăl. Și, bineînțeles, unele dintre piese sunt realizate de Cătălin Dascăl. Și în noiembrie, zic eu, îmi sărbesc și ziua, lansez și albumul, ca de obicei. Promiteți că veniți și pe la noi, nu? Sigur că da, pentru că de aici sunt nelipsită din emisiune. Păi, atunci... Cântec din suflet de român este... Aici cântăm din suflet. Aici cântăm din suflet. Din suflet de român, cântăm pentru sufletele românilor. Așa este. Da? Și ci că vorba multă aduce nefericire sau cum, ca să nu mai... Că eu vorbesc foarte mult. Vorba dulce mult aduce, așa se zice. Cântecul pe care în această seară îl cânt, de fapt ăsta primul, este dedicat tatălui meu pentru că și-a dorit foarte mult să mă vadă cântând și din această cauză am compus un cântec dedicat tatălui meu care nu mai este. Vă rog, vă rog. Exact. Și tata își dorea, hai, hai, dorule, hai, de când eram mititea, hai, dorule, hai, să cresc mare, mândră fată, hai, hai, dorule, hai, și să cânt la lumea toată, hai, dorule, hai. Hai, hai, dorule, hai, și să cânt la lumea toată, hai, dorule, hai. Hai să prindem hora roată, hai, hai, dorule, hai, și să joace lumea toată, hai, dorule, hai. Și tata își dorea, hai, hai, dorule, hai, de când eram mititea, hai, dorule, hai, să cresc mare, mândră fată, hai, hai, dorule, hai, și să cânt la lumea toată, hai, dorule, hai. Și tata își dorea, hai, hai, dorule, hai, de când eram mititea,
Hai, hai, dorule, hai, și să cânt la lumea toată, hai, dorule, hai, că și tata își dorea. Hai, hai, dorule, hai, de când eram mititea, hai, dorule, hai, să cresc mare, mândră fată, hai, hai, dorule, hai, și să cânt la lumea toată, hai, dorule, hai. Să cresc mare, mândră fată, hai, hai, dorule, hai. Și am crescut. Da, pe da, Dumnezeu v-a ascultat. Și am cântat. Vă mulțumim frumos, doamnă. Vă mai așteptăm pe aici, pe la noi, adică pe aici, prin față. Vă mulțumim frumos. Bun. Păi, am avut Muntenia, am avut... Ne întoarcem iar la Moldova. Ne întoarcem iar la Moldova pentru că moldovenii știu, domne, să facă o sârbă, știu să joace și avem încă o moldoveancă frumoasă. Domnișoara, doamna, ungur? Unguru. A, bună seara, bine unguru, v-am găsit. Da, da. Domnișoara, doamna, că nu am... Domnișoara. Domnișoara? Domnișoara. Mă bucur că sunteți astăzi pe la noi, domnișoară. Da? Și eu mă bucur că am fost invitată de doamna Cora, îi mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să intru în inimile telespectatorilor. Direct. Așa, prin cântec și prin voie bună. Păi doar aici, da, la cântec din suflet de român, intrăm direct în sufletele românilor cu cântec. Și cu spiritul ăsta românesc, domne, spiritul ăsta, veselia asta românească, caracteristică, clar, că altfel n-avem cum. Cum sunt moldovenii? Eu am spus așa în câteva cuvinte, dar detaliază-ne. Cum sunt moldovenii? Da. Mai vine... Acolo ce se poartă? Țuiculița? Vinuțul? Acolo se poartă rachiul. Rachiul, aia, vezi? Așa, că vă aștept pe toți la noi în Bacău. Mult puțin, cum e? Că și cantitatea contează. Ei, acum depinde de om. Așa? Cât are nevoie să... Așa, noi, fiecare duce mai mult, mai puțin, mai așa. Vinul roșu, de butuc. Roșu neapărat, roșu. Și alb, dar ăla e mai... Îl albem dimineața. Așa, da. Îl albem dimineața ca să ne trezim. Așa. Acolo se merge pe premiza, eu nu beau mult, beau tot? Ei, nici chiar. Nici chiar. Nici chiar? Nici chiar. Eu zic că moldovenii sunt oameni așezați, cel puțin cei pe care îi cunosc eu, nu trec măsura nici cu rachiu, nici cu vinul. Noi o punem măsura mai sus. Exact. Mai jos. Așa. Moldovenii pe care îi cunosc eu sunt oameni de soi. Așa zic eu. Și cred că am dreptate, nu-i așa? Așa e, păi nu? Dragă domnișoară, știu că astăzi nu... Poți să te tutuiesc, da? Poți. Așa. Nu ai venit singură. Da, da, n-am venit singură. Pentru că aici la noi în misiune, la Cântec din Suflet de Român, promovăm și tinerele talente. Asta e adevărat și mă bucur. Îi mulțumesc doamnei Cora. Pe Cora întotdeauna să știi că a fost un promotor. Da, un promotor aici, la emisiune și nu doar, la toate emisiunile pe care le-a realizat, întotdeauna a avut grijă să promoveze și tinerele talente. Așa este, dar vreau să-i mulțumesc doamnei Cora pentru că promovează tinerele talente care merită să fie promovate. Asta este un alt subiect pe care poate într-o altă emisiune o să-l discutăm. Da, într-adevăr, este o problemă cu tinerele talente și Cora întotdeauna a fost foarte, foarte selectivă. Dar și eu îi mulțumesc pentru asta. Eu o iubesc. Și eu la fel. Eu o iubesc pentru că face lucrul ăsta și îi doresc foarte, foarte multe, multe emisiuni la fel de frumoase și haideți să ne prezentăm. Să dea Dumnezeu. Să ne prezentăm. Am venit astăzi. Tinerul nostru talent, tinerica noastră. Cu Riana Sandei, care este o fetiță... Stai numai puțin, că facem așa... Să nu dăm din mână în mână. Este foarte talentată. Bună seara, Riana. Bună seara și bine v-am găsit. Ce faci tu? Foarte bine. Mamă, m-am omorât. Voiam să te întreb dacă ai emoții, deși te-am întrebat înainte să înceapă emisiunea și mi-a plăcut răspunsul tău. Nu, deloc. Da? Da? Cum ești? Cum... Păi, eu sunt foarte bucuroasă că am ajuns aici, la voi. Și abia așteptăm să dăm drumul distracției. Da, dar înainte de distracție vreau să-mi spui și mie, să spui și celor care ne privesc, ce ne pregătești tu așa, piese,
cu trăistuța asta cu care ai venit, am înțeles că sunt foarte multe cântece în ea. Ne scoți așa unul câte unul, nu? Da, da. Păi ca exact cum e mierea, se dă cu lingurița, nu? Da? Da? Păi bun, atunci pe tine te rog frumos să te retragi. Și... Dacă îmi permiți, vreau să menționez, pentru că Riana este emoționată, vreau să menționez că ea este eleva lui Laurențiu Marian, de la Piatra Neamț, ea este din Buhuș, dar se pregătește în paralel și cu o doamnă, care eu îi datorez foarte mult, dar și Riana, și este pe mâini foarte bune, este pe mâinile artistei de la Opera Națională din Iași, Brândușa Moțoc. Păi hai, vino să lăsăm scena liberă. Ia-uzi valea cum puiești, tir-li-la, tir-la, tatara, trompeta, jocul pornești, când tir-li-li-li-la. Tropa, tropa, l-am vârtit, mult în lumii o venit, să joașii cu mic, cu mari, câi zădii sărbătoarii. Trop, trop, tălpili, să bată podelili, hai liniți cu tăți la joc, nimeni să nu stea în loc, vină bari lângă mini, poroiește, joacă inima. Tir-li-la, tir-la, tatara, că eu știu să joc nimică. Tir-li-li-li-li-la, bati pasul pe măsură. Tir-li-la, tir-la, tatara, și mai zi și-o strângătură. Tropa, tropa, l-am vârtit, mult în lumii o venit, să joașii cu mic, cu mari, că îi zădii sărbătoare. Trop, trop, tălpili, să bată potelili, hai veniți cu tăți la joc, nimeni să nu stea în loc. Neamul e unde s-adună, faci și numai voi bune, mă. Mândru, da, drăcos, când tir-li-li-li-li-la, mărșineniu din Bacău, tir-li-li-la, tir-li-la, tatara, dragă-mi este satul meu, când tir-li-li-li-li-la. Tropa, tropa, l-am vârtit, mult în lumii o venit, să joașii cu mic, cu mari, că îi zădii sărbătoarii. Trop, trop, tălpili, să bată podelili, hai veniți cu tăți la joc, nimeni să nu stea în loc, cu trompeta zi când plașii, eu să cânt lumea să joașii, mă! Tir-li-la, tir-la, tătara, porogheasca și-a străbună. Tir-li-li-li-li-la, s-aud satul cum huiești. Tir-li-la, tir-la, tătara, și badea cum chiuiești. Tropa, tropa, l-am vârtit, multe lumii o venit, să joașii cu mic, cu mari, că îi zădii sărbătoarii. Trop, trop, tălpili, să bată potelili, hai veniți cu toți la joc, nimeni să nu stea în loc. Hai cu tăță după roată, să mai jucăm încă o dată. Roată, roată în hora mare, ca să joa și fiecare, că îi zâdi sărbătoare. Și-o frumoasă, și-a eram diri-diri-da.
greca de sărbătoare. La ureche mi-a pus floare și un țărunchi busuioc. S-am intrat și eu în zoc, mândră ca de sărbătoare. La ureche mi-a pus floare și un țărunchi busuioc. S-am intrat și eu în zoc. Vai de mine, s-am uitat să îi spui mami că am plecat. Noi eram diri-diri-da. Dau să intru în o gradă, să mă lacă tu pe poartă, să fie mama supărată. Așa eram diri-diri-da. Mamă dragă să mă ierți, și-a prea mult să nu mă șert. Și să știi, mamă, că vine, că nu te fac de rușine. Mamă dragă să mă ierți, și-a prea mult să nu mă șert. Și să știi, mamă, că vine, că nu te fac de rușine. Și-a mamă că s-a îndurat mi-o descuia și mi-o spus mămuca așa. Te-o ierta fătuca mea că și eu m-am fost așa. Super talent, super, super, super talent. Da, îți mulțumim frumos, drăguța noastră. Bine că ne-ai bucurat sufletele și chiar m-a impresionat foarte tare. Ok, se vede foarte clar că ai spirit de artist în tine, vocea incontestabilă. Mulțumesc, Ora, pentru că aduci astfel de talente în emisiune. Și zicem așa, tot pitești, pentru că vorbim despre țuică și o avem aici pe doamna Veronica. Bine ați venit, doamnă, stați. Vă rog. Sărut mâna! Bună seara, dragă haiducule! Păi de când nu ne-am văzut! Multă vreme a trecut! Așa este, ne cunoaștem de foarte mulți ani, te știu de la debutul tău. Eram un puști. Un puști frumos. Sărut mâna! Puști n-am mai rămas, dar sper că frumos am rămas, nu? Asta. Ești tot un copil frumos. Doamne ajută să fim sănătoși! Doamna? Ce să facem? Lucrăm la piese frumoase pentru marele public. Mergem înainte. Să mergem, pentru că așa este normal și firesc pentru un artist. Piese noi, nu? Piese noi, da. Pregătesc în continuare alte piese noi. Da. Aici la Cora, pe care îi mulțumesc, mi-am promovat două piese pe care o să le cânt și în această seară. Mulțumesc foarte mult, Cora, că existi, ne cunoaștem de foarte mulți ani, mulțumesc echipei și mă bucur că te-am întâlnit un bărbat în toată regula. ne-am despărțit eu fiind copil și acum mă găsiți cu mintea de copil. Un tinerel. Cu mintea de copil. Da. Doamne ajută să fii cum sănătos. Cum e cu dragostea asta? Chiar m-a ochit? Sau unde? Dragul meu, hai să-ți zic că nu ne-am ferit în niciun caz. Eu nu m-am ferit de dragoste, niciodată. Și o spuneți așa, Lina? Da, o spun cu toată inima, pentru că dacă iubești și viața ți este frumoasă, ai suport. Clar. Și inima se simte iubită. Așa este, și inima începe să bată mai alert și parcă suntem și mai inspirați, nu? Să trăim. Corect. Să trăim? Prin cântec. Da. Păi nu doar să trăim prin cântec, trebuie să iubim cu pasiune, trebuie să iubim, pentru că întotdeauna din iubire se nasc piesele astea frumoase. Astea, da. Deci din iubire, din bună dispoziție, cu un șprițuleț în față și hop că vine inspirația. Eu cu șprițul nu le am. Le am eu. Dar... Vă suplinez. Inspirație și tematică există la tot pasul. Așa este. Păi să vedem cum dragostea chiar ne-a ochit pe toți. Și ne-a ochit. Să dea Dumnezeu să ochească toate inimile care au nevoie de dragoste. Thank you.
uite, avea să-mi dea ceva, măi. Greu ce l-am tras mereu, în sfârșit a meritat, măi. Azi mi-am găsit locul meu, lângă cel mai bun băiat, măi. Dragoste chiar m-a ochit-o, că zici că n-am iubit-o, m-a luat prin surprindere cu atâta putere, măi. Mă trezesc mereu zâmbind-o, nu-mi vine să cred ce simt-o, cerului îi mulțumesc pentru ce astăzi
aș face câte ștrele, cu părul făcut inele și pe poale cu mărgele, că-mi făcurăți viața grea, aolo și vai de ea. Frumoase din cale afară, mi-ați făcut viața amară, că de nu e zi sau noapte, ca să nu trec pe la toate. Și uite așa mă perpelesc, pe voi cum să vă iubesc. Și alta în vale, alta pe ulița mare. Și uite că iarăși n-apuc nici măcar ca să mănânc, că va apucă dor și jale și noaptea e lungă tare. Prima-i floare de mireasă, băla e floare aleasă, și cu șorțul prins în brâu se spală seara la râu, și-ți vine să te omori că miroase toată flori. A doua-i mai subțirică, firai tu de ibovnică, că ești rea cum nu-i niciuna, și mă-njur numai de muma, că iar n-am venit la tine și iarăși e vai de mine. A treia mă ține-n brață, aolică, ce mai viață, și mă ține noaptea toată, niciodată nu mă ceartă, cu ea chiar m-aș însura dacă mintea m-ar dura. De mândrea, vă mulțumesc. Ne-ai dovedit ce să mai... No, niciodată. Niciodată. Ce este pe capul meu? Stați așa, stați așa să luăm și microfoane. Ce este pe capul meu? Doamne, iartă-mă, nici nu știu cum să mă împart. Măi, ce este pe cap, este pe cap, dar ce-o fi în capul tău de ne-ai chemat pe toate trei aici? Patru, ia uite, suntem o grămadă. Cine te-a pus? Cine? Dracu m-a pus. Dracu. Și eu care voiam să te poreclesc așa frumos, o poreclă de la noi, din popor, să zic neghiniță în emisiunea asta. Neghiniță, neghiobiță. Păi eu numai un neghiob să-mi parte la atâtea femei frumoase. Eu era de bine. Neghinuță neagră. Mulțumesc. Doamne, ce m-a scos. Doamne, ce m-a scos. Vă mulțumesc. Până la urmă, măi, dragul meu. A fost o glumă, dragă, tu ai de bună. Păi a și spus textierul, adică eu. Da? Să rămân la toate. Da. Doamne ajută să faci față. Doamne ajută. Cred că rămâne singur. Hai să vedem ce faci mai departe. Niciodată să nu spui iam, Doamne, spune dă, Doamne. Doamne ajută. Exact, la cât om corespunde. Voiam să-l întreb pe Marian dacă corespunde la atâtea colege frumoase. Păi și dacă corespund, nu trebuie știu, doamnele corespund ca bănet, ca bănet. Dar să trecem aspectul ăsta cu banii, pentru că aici chiar nu mi-a plăcut. Păi ce, vorbim de dragoste sau ce dracu vorbim de bani? Am simțit-o în stomac. Să rămână. Acum îți dai seama că eu am zis-o din gelozie, că te-am văzut cu atâtea doamne. Dar, să știți că am și ajutor. Am un ajutor, un ajutor serios, pe domnul Adrian Olaru. Vă rog să veniți aici să mă salvați, să mă sprijiniți, să mă ceva, să... Că m-a luat de cap. Nu mai știu. Bună seara și bună bine seara. V-am găsit. Eu am vrut să vin să ajut, dar am văzut că ați invitat doamnele aici și am zis, domnule, nu mă bag fiecare cu... Dacă el poate... Și noi moldovenii știți, când ne băgăm acolo unde nu ne fierbe oala, e jale.
Da? Așa că... V-aș trimite la loc, dar sunteți... Nu, nu. De data asta rămân aici, alături de haiduci, ca să dăm bine la cameră. Nu, noi oricum dăm bine la cameră și cântăm bine, zic eu, așa. Cum e vremea pe la Moldova? Păi, vremea e superbă. Ați văzut cu ce moldoveni, ce frumoase am venit. Din punctul de vedere al unei domnișoare, da, am aflat cum este vremea, dar să știm și din punctul dumneavoastră de vedere. Ei, dacă domnișoara vine de la Bacău, eu urc un pic așa pe Valea Muntelui către Comănești, Asău, că de acolo am coborât eu. O zonă foarte frumoasă, bogată, nu numai etnofolcloric, dar și geografic, exact, e foarte, foarte frumoasă. Facem și o recomandare turistică acum pentru chiar cei care nu au vizitat. Chiar vă invit pe toți să vizitați acolo zona noastră, pentru că este superbă. Avem și vin roșu, și vin alb, și rachiu, și pălincă. Nu, pentru că noi avem și influența... Ardealului. Puțin, că vă rog. Și mai aveți ceva frumos, obiceiurile acelea de Crăciun. Tocmai. Despre ele voiam să pomenesc. Obiceiurile de Crăciun sunt nemaipomenite acolo, în zona Comănești. Exact. Dacă la Brașov ursul coboară vara, la noi iarna în decembrie vine și joacă foarte frumos. Exact. E plin orașul de urși, pentru că avem cel mai mare festival al jocului ursului din România. Căprioarele coboară mai spre primăvară. Dacă scapă de urs. Exact. Da, hai. Ce e în capul meu? Eu nu știu de ce mă întrebați, că haiduci ar trebui să știe lucrurile. Noi știm, ne facem. Da, vă prefaceți. Da, dar voiam să vă spun mai devreme că nu, ierarhia nu a fost corectă când am vorbit despre băuturi. Începem cu rachiul. Și după aia stingem cu vin, nu? Așa e la noi românii, dar să știți că, de fapt, țuica, rachiu, pălinca să gustă la sfârșit, așa ca un digestiv, că se spune că ajută digestia foarte bine. La noi, la români, nu se gustă, aia e problema. Nu se gustă. Acum e minunat. Așa cum e la noi, tradiția, noi o iubim și de aceea suntem aici în această seară, să promovăm tocmai românismul acesta superb pe care noi cu toții îl iubim, costume, grai și cântec. Cântec, sigur. Mai ales cântec. Și dacă tot ați venit cu un cântec, vă invităm la o horă, da? Doamne ajută! Cum ne spuneți, așa facem. Sărbătoare, cât alin e drag să-și rog cu amimbul la un loc. Să pornim cu nicu mare, o horă de sărbătoare, cât alin e drag să joc cu amimbul la un loc. Tare-s mândru de ce știu, pentru mine nu le țău, le sădesc în strade flori și le împar de sărbători. Vin din parcul cânticu, să vă mângâi sufletul. Face șagă cu omul care-i de treabă, dragunii să stau la sfat cu omul care-i e drag. Dragunia face șagă cu omul care-i de treabă, dragunii să stau la sfat cu omul care-i e drag. La hora de gospodar vin șefișorii mai mari să învețe a juca și fata joca purta. Hai Mărie, Măriuță, vin să te joc o lecuță. Frumos joacă, hora mare pe toloacă, când se învârte așa, măi frate, să văd poalele curate. Uite mândra frumos joacă, hora mare pe toloacă, când se învârte așa, măi frate, să văd poalele curate. Dragă-i codrilor de munți și nie cu oameni mulți, dragă-i bradului la munte și nie cu mândre multe. Jucați oameni buni, jucați hora mare ca între frați, lângă mine când sunteți, voie bunătăți aveți. Jucați oameni buni, jucați ora mare ca între frați, lângă mine când sunteți, voi e bunătăți aveți. Să te joc
tocmai vasalii, țură-i țură și țura. Cum strigașul într-o potii, țură-i țură și țura. Zevase cu cetera, țură-i țură și țura. Cam umnii dragă lumea, țură-i țură și țura. Sar într-un loc, țură-i țură și țura. Și-am zânit fără de clop, țură-i țură și țura. Și de sară dacă-i mere, țură-i țură și țura. Oi zâni fără obdele, țură-i țură și țura. Am fost bat, țură-i țură și țura. Că de gut aș le-am lăsat, țură-i țură și țura. La mândruța mea la poartă, țură-i țură și țura. Să se vadă că-i luată, țură-i țură și țura. Noapte ori două, țură-i țură și țura. Și-apoi poate vă las vouă, țură-i țură și țura. Că nu-mi ni de însurat, țură-i țură și țura. Ca la pește pe uscat, țură-i țură și țura. Se una de dor, țură-i țură și țura. Faină-i viața de fecior, țură-i țură și țura. Faci ce inima-ți poftește, țură-i țură și țura. Și nimeni nu-ți poruncește, țură-i țură și țura. Faci ce inima-ți poftește, țură-i țură și țura. Și nimeni nu-ți poruncește, țură-i țură și țura. Domnule Sidov, stați puțin, că v-am simțit respirația în ceafă când era vorba de mândre și tot țineam să vă întreb, cum se iubește pe la Maramureș? Bine sau tare? Eu zic să vii și să încerci. Da, tu ai fost pe la Maramureș, acum de ce mă întreb pe mine? Nu, asta o țin secret, dar să spună un domn maramureșan jet-beget cum se iubește acolo, că de-aia sunt... Eu vreau să transmit toată emisiunea, să o dedic prietenilor mei din Maramureș și special pentru domnul Petre Godja de la Sighetul Marmației, un prieten foarte bun, și pentru o moroșancă frumoasă care mi-a făcut această cămașă, uite ce. Cămașă faină. Da. Mărioara Moldovan de la Vadul Izei. Dragilor, vă spun eu, nu știu cât se vede, cât pătrunde la dumneavoastră, dar să știți că e frumoasă. Nu că frumoasă. Cred că a spune că e frumoasă, cred că spune cuvinte prea puține. E extraordinar. Da, și mi-a zis că îmi face doamna când m-a văzut așa, a zis: "Las că vă rezolv eu să fac Gata, ați spus-o, vă rezolv. Te gândești numai la... Eu subliniez. A zis așa, te rezolv eu să acoperim grăsimile, înțelegi? Că sunt un pic mai plinuț acum, tu ești norocos că ești slab. Nu, mie mi-a rămas asta. Dar ai avut atâtea fete lângă tine imediat că ai fost... Da, păi frumos, să vedem cum rezolvăm noi treaba cu doamna Corina. Doamna Corina, noi... colega mea. Da, colega mea, doamna Corina. Da, de la... v-am lăsat să vă așezați. Așa? Da, deci... Vai, ce bine îmi stă așa. Deci, da. Veniți mai aproape, vă rog frumos. Vă încadrăm. Deci, ce bine mă simt. Asta cu vorba. Da, eu i-aș zice lui Corina, noi avem o colegă foarte talentată, actrița Doina Ghițescu, și avea o zicală din asta de omor și zicea așa: "Ce ochi ai, doamnă, și ce gură, și într-atât mă ispitești că ți-aș propune o aventură, dar ce mă fac dacă primești?" Deci ușor am ajuns la subiectul ăsta cu dragostea. Deci se iubește... Păi dacă dragoste nu e, trebuie să facem. Da, dar cum e? Acum să facem și să o facem bine. Păi depinde la ce fel de dragoste te referi tu. La ce? Dragostea de semen. Dragostea colegială, cum noi am fost colegi la ansamblu Ciocârlia și am glumit mereu și ne-am respectat și ne-am... Totul este la spus atâtea lucruri
atâtea lucruri ajutătoare, esențiale, în cariera artistică. Așa este. Noi ne iubim frățește așa, colegialicește, ne respectăm, ne-am respectat întotdeauna munca, dar au mai fost și momente când am glumit. Am mai glumit, dar nu am întrecut măsura. Adică gluma e glumă și când vorbim serios, vorbim serios. Așa este. Iar dacă dragoste, eu am zis, dacă dragoste nu e, trebuie să facem. Dar dragostea, dragii mei, cel mai frumos sentiment, cel mai înălțător sentiment. Ce mai minunat pe lumea asta decât să iubești și să fii iubit? Așa este, așa este. Acum, ca să nu mai lungim, da. Și să ne mai gândim la prostii, să știți că mai avem invitați, dar până atunci, până invităm și pe așa? Noi noștri invitați, vă lăsăm să cântați și să ne mai spuneți. Un cântec de dragoste. Asta zic, de dragoste, că așa ne șade bine. Aplauze! De mi-o fi dat neică să nu fiu a ta, dă-mi, Doamne, putere ca să pot răbda. De mi-o fi dat neică să nu fii al meu, știu, neicuță dragă, așa vrea Dumnezeu. Că nu poți în viață să le ai pe toate, dragoste și case, bani și sănătate. Câtă fericire-mi dai când îmi zâmbești, câtă mulțumire atunci când mă privești. Vorba ta domoală, caldă și șoptită, pentru mine, neică, e o vorbă sfântă. Mângâierea ta pe obrajii mei aduce în suflet focul dragostei. Aș da ani din viață să rămâi cu mine, să fim fericiți și să trăim bine. Aș da, neică dragă, toate averile, să fim împreună în toate zilele. Că-ți por, neicuță, dragoste curată, așa mi-o fi scris în stele și în soartă. Să te aștept în prag, să-ți spun bun venit, să mă știu iubită și să fii iubit. Bravo! Și cum am dezbătut noi subiectul ăsta și cum am făcut un subiect al emisiunii, iubirea, adevărul că am și avut cu cine și am cu cine să dezbat acest subiect. Oameni cu experiență, dragilor. Și dacă tot vorbeam de iubire, să vorbim de un cuplu frumos, dar cuplul ăsta este și în viața privată și pe scenă. Și tocmai de asta o să-i și invit să ne spună cam cum este iubirea asta și care este secretul longevității. Domnul Daniel și doamna Niculira, Geru Arapalea, vă mulțumim frumos că ați ajuns la noi în emisiune. Noi, să știți că am avut un subiect arzător aici, probabil că ați auzit așa un pic. Un pic, da. Cum e? Suntem bine, suntem de peste 20 de ani împreună.
Da, pe asta, că tinerii, că și... să știți că, scuze, să știți că noi, și... că telespectatorii noștri sunt și foarte mulți tineri și vor să asculte și vor să știe de la oameni ca dumneavoastră secretul longevității, toate aspectele astea. Trebuie să fie dragoste, în primul rând. Deci iubire sinceră. Și dragoste sinceră, da. Și, așa cum spuneam, avem ani mulți de căsătorie. Doamne ajută la mai mulți. Avem și doi copii frumoși, o fată și un băiat și totul este bine, zic eu. Sunt ascultători? E, nu prea. Cine este mai... Băiețelul e mai năzdrăvan. Cine îi pune la punct? Eu zic mai mult. Mă uitam la doamna, dar... eu știu uneori că mămicile sunt uneori cu băieții. Poate uneori că... sunt și eu, trebuie să recunosc, dar... Tati spune ultimul cuvânt. Tati e tati, nu? Da. Adică cum, vă înțelegeți din priviri sau e cazul și de vorbă? E, și din priviri, dar uneori și mai ridic un pic tonul ca să înțeleagă dacă... Tonul muzical. Tonul muzical, dacă cumva nu pricepe din prima dată. De prima dată, da. Așa e, copiii dar, sunt năzdrăvani. Sunt copii buni, copii cu minți totuși. Da. Da. Mă bucur că veniți cu... astfel de subiecte frumoase. Mă bucur când avem invitați care se iubesc sincer, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme. Da, oameni de la care noi putem învăța. Oameni de la care putem afla secrete pentru o familie longevivă. Iar eu și mai și de la Dumnezeu. Deci cum iubește Dumnezeu, în primul rând. În primul rând, rând. Deci da. Contează și iubirea, bineînțeles, dar și soarta de la Dumnezeu. Da. Eu sunt vorbă lungă, credeți-mă, lungă, așa că mai mi se spune în cască, băi, ia mai scurtează tu un pic vorbele alea, că deja ai ocupat toată emisia și nu știu ce o să facă la montaj, eu o să vă las să cântați. E foarte bine. Foarte bine, da. Bine, vă lăsăm să cântați. Cu mult drag. Domnul Daniel și doamna Niculina vă vor încânta sufletele, dragilor. Mulțumim.
Viața e una lume, când vede că trăiesc bine. Parcă suflet n-ar avea, de-ar putea viața mi-ar lua. Mă uit la dușmanii mei, cât venin ascund în ei, mă. Mi-ar lua pâinea de pe masă și m-ar face slugă în casă. Mă uit la dușmanii mei, cât venin ascund în ei, mă. Mi-ar lua pâinea de pe masă și m-ar face slugă în casă. Voi dușman să fiți, ce-oți avea de mă vorbiți. Mă vorbiți din poartă în poartă, poate v-ar domnu odată. De v-ar bate mai curând, după suflet, după gând, măi. Fericit aș mai trăi, că dușmanii mi-ar pieri. De v-ar bate mai curând, după suflet, după gând, măi. Fericit aș mai trăi, că dușmanii mi-ar pieri. De-aș face cum zice lumea, așa sfinți ca lumina. De-aș face cum vor dușmanii, mi-a scurtat singure lanii. Dar eu când și fac ce-i bine, nu doresc rău la nimeni. Pe nimeni nu dușmănesc, numai binele doresc. Dar eu cânt și fac ce-i bine, nu doresc rău la nimeni. Pe nimeni nu dușmănesc, numai binele doresc. Mulțumesc! M-a făcut măicuța mea, floare de nu mă uita. Ca mine în lumea asta mare, nu găsești așa o floare. M-a făcut...
cine vreau să petreceți cu mine, mă. Prieteni, frați, părinți, surori, mă. Petrecem până-n zor, să ne prindă dimineața, petrecând că una-i viața, e scurtă și-n fugă trece, e scurtă și-n fugă trece, mai de cel ce nu petrece. Luptă
viața frumos cu-o s-o trăim. Cu mare drag să ne petrecem, altă viață noi nu mai avem. Hai cu toția să ciocnim, viața frumos cu-o s-o trăim. Cu mare drag să ne petrecem, altă viață noi nu mai avem. Se tot duc, parcă într-una, Doamne, anii fug. Dar eu pus mereu tot ce-i frumos și-mi trăiesc viața cu folos. Hai cu toția să ciocnim, viața frumos cu tot s-o trăim. Cu mare drag să ne petrecem, altă viață noi nu mai avem. Hai cu viața frumos cu-o s-o trăim, cu mare drag să ne petrecem, altă viață nu-i nu mai avem. Floare ca sotul, fii tai și jocul, pieta-n tirlirlea, am rupt o chinta, pieta-i ta tirlirlea, dar n-are nica, pieta-n tirlirlea, că o chinta mi-ai de capră, tirlirlita, i ta-ta, poți să joc și fără talpă, i ta tirlirlea, fără talpă și burgui, tirlirlita, i ta-ta, fudul ăta minin nu-i mă. Ietam tirlirla, camini smulti, ietai ta tirlirla, dar nu-s plăcuti. Ietam tirlirla, că pe unde merg în lume tirlirlita, ietata, întorc capul după mine, ta tirlirla. Și văd lumea cum se uită tirlirlita, ietata, nu-s frumoasă, dar-s plăcută, ieta tirlirla. Ietam, tam tirlirlita, ieta tirlirlita, ietam, tam tirlirlita, ieta tirlirla. Ieta tirlirla cu patru clasă, ietam tirlirla, nu-ți place munca. Ieta, ieta tirlirla, numai bătuta, ietam tirlirla. Nici bătuta n-o știi gine, tirlirlita, ietata, nu te mai uita la mine, ieta tirlirla. Câți ori de-am vreo două, trei, tirlirlita, ietata, de n-ai știi încotro s-o iei, ta tirlirla. Ietam, tam tirlirlita, ieta tirlirlita, ietam, tam tirlirlita, ieta tirlirla. Ieta, ieta, tirlirla, nu puni în gură, ietam tirlirla, o înghețătură. Ieta, ieta, tirlirla, din băutură, ietam tirlirla. Dar el tătăzău ai bat, tirlirlita, ietata, și-i mai arde din surat, ietam tirlirla. Lasă-mă paharul jos, tirlirlita, ietata, că tu ești plăcău frumos și la mine în braț ai fost. Ietam, tam tirlirlita, ieta, tirlirlita, ietam, tam tirlirlita, ieta, tirlirla. Ietam, tam tirlirlita, ieta, tirlirlirlita, ietam, tam tirlirlita, ieta, tirlirla. Hei! Bravo! Hei, vă spun sincer, mi-a sărit un pic sufletul, pentru că doamna Corina m-a jucat. Oh. Da, să-mi trag un pic sufletul și să-mi găsesc vorbele, pentru că e tot așa un amalgam de cuvinte și idei în capul meu. Vorbim... Știi ce, care a fost problema ta? Că nu te-ai orientat bine, că eu sunt greu de întors. Aia era problema mea. Bine. Și asta mai ales. Mamă, deci asta a fost de cartonaș roșu, păi, serios. Dacă G1, tu te-ai pus la categoria grea, puteai și tu să alegi una mai silfidă, mai... Tu voi veni la mine, cine te-a pus? Românca... Este adevărat așa. Românca așa este. Asta e viața, da? Ce să facem? Deci, viața e grea? Viața la toți nu-i greu, da, la toți la fel. Da, da, da. Uitați-vă-ți.
dragi români, româncă adevărată, păi româncă frumoasă și foarte pragmatică, să știți, foarte așa. Pragmatică. Așa, așa. Și tot, păi nu, așa, ca asta, așa. Ai grijă ce spui până la sfârșitul emisiunii, că nu te văd bine pe cuvântul meu. Zic că dracu te ia după emisiune, să nici chiar așa, nici chiar, nu, Marian, nu. Nu, 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 haideți să continuăm pe spiritul ăsta așa de distracție. Toată lumea pentru... te-a făcut în fel și chip, că bei, că nu știu ce ai făcut, că nu știu ce ai zis, că nu știu ce n-ai zis. Dar să, știți, da, să știți că adevărul nu supără niciodată. Că ai jucat bine, că n-ai jucat bine. Eu zic că pe tine te prinde rolul ăsta foarte bine, așa că gura, dă-i înainte cu tupeu, gura, că e de bine. Gura lumii, slobod. Așa nu o să mulțumești niciodată, niciodată pe toți. Așa că tu vezi de drumul tău că... Mă duc acum. Ce ți-ai scris în frunte, ți-ai pus? Ai grijă cum te duci, du-te cu microfon cu tot. Da, să rămână. Păi nu, o luam așa ușor, dar luam un microfon așa pe drum, pentru că mai avem o invitată specială, o invitată dragă sufletului meu. Eu v-am mai pregătit. Da, eu vreau roșu. Dumneavoastră vreți ce vreți. Să știți că noi am dezbătut aici, în emisiunea asta, treaba asta cu iubirea. Da. E un subiect arzător. Mai întâi bine v-am găsit și mă bucur că mă reîntâlnesc cu colegi dragi care ne-am văzut la ultima emisiune. Eu l-ai cu colega mea de la Rapsodia, iau-te cu soția Rapalea, cu Ionuții Dău. Uite, a venit și Elisabeta, care a venit de la Moldova, și atâția dragi colegi aici. Care mai de care mai fain? Păi nu știm noi ce să invităm în emisiune, doamna Merișoreanu. Pentru nu că Cora știe ce trebuie să aducă, nu? Da, să știți că mie mi-a sărit un pic sufletul. Mă, ți-a sărit că ți-am vârtit muierea asta. N-ai fost... Măi, mai aveai un pic și cădeai jos când te pune asta mâna pe tine, ești terminat. E chiar așa mă lăudați de când mă știți? Păi, dar tu nu vezi cu femeia asta când a pus mâna pe tine, nu te învârți ca lumea, ai terminat. Te adunăm de pe jos. Dacă bate vântul mai tare, odată ce ia, credeți să știi. Credeți că n-am eu pietre în buzunare să nu mai avânt? Las că-ți mai dau eu de la mine. Acum vă propun ceva. Ia zi. La următoarea emisiune, fiecare să vină cu câte o băuturică, da? Nu, sau cu o mâncare specifică sau zonei. Specifică zonei, da? Da, da? Că după emisiune, care cum mai pleacă acasă, nu știm. Așa este. Acum eu vă las... Să salutăm publicul nostru drag, pe cei care au grijă de fețele noastre, acum camera, cei de la camere, și, bineînțeles, Cora noastră. Hai să o aplaudăm, că merită. Bravo, Corita! Și te iubim, draga noastră, te iubim necondiționat și fără măsură. Da. Așa, ați venit cu cântec și voie bună, că noi până... Da, o să vedem. Acum așteptăm să vedem. Atunci ce n-aia dumneavoastră, să știți. Ai la 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 la, merem la nuntă la baru. La 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 la, că ne așteaptă soacra mare. La 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 la, aici la baru mare. La 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 la, să merem după mireasă, că-i tânără și frumoasă, că-i tânără și frumoasă. La 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 la, și-au pețit-o mulți feciori din satul râul de mori, din satul râul de mori. La 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 la, păi și-au pețit-o mulți feciori, ui, 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 din satul râul de mori, măi. Cei din sat nu i-au plăcut, la 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 la, noră în casă s-o dus. La 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 la, aici la barul mare. La 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 la, că mirele mândru tare. La 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 la, cum îi stă feciorul lui, din Valea Hațegului, din Valea Hațegului. Mireasa-i mândră și bună, le stă bine împreună, le stă bine împreună. La 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 la, mireasa-i mândră și bună, le stă bine împreună. Iată cum mai vine zor. La 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 la, feciorii de la Bonor. La 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 la, cu paii împodobieți. La 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 la, pentru nuntă pregătiți. Ca să-i poftească, la nuntă ardelenească, la nuntă ardelenească. La 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 la, cu ploscuța de răbie și să fie
veselie și să fie veselie. La 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 la. Hai cu plăscuța de rădie. Și să fie veselie, mă. La mire și la mireasă. La 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 la. Ne urăm case de piatră. La 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 la. Iar nunta și cânt în cor. La 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 la. Să trăiți tinerilor. La 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 la. Să trăiți tinerilor și să aveți în casă spor. Și să aveți în casă spor. La 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 la. Iar când părul vă albi, să legănați de poții. Să legănați de poții. La 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 la. La mire și la mireasă. Le urăm casă de piatră. Le urăm casă de piatră. La 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 la. Păi la mire și la mireasă. Hai, ha, le urăm casă de piatră. Joacă moldoveni și li s-ar catrințeli. Plângua lilipii cuptior, din
dirlili, din dirlili, dar elii n-au grija lor, din dirlili. Plâng oalele pe cuptor, din dirlili, din dirlili, dar elii n-au grija lor, din dirlili. Joacă, joacă, nu se lasă, că bărbață-l duci la coasă, bătuta nevestilor, în ciuda bărbaților. Și la crâșmostat, o băușă s-o îmbatat, și-o vinit pe tricărări fără nichimieri. Păi că și la crâșmostat, o băușă s-o îmbatat, și-o vinit pe tricărări fără nichimieri. Și-o vinit târziu acasă, dim dirlili, dim dirlili, tot din moftul roși la masă, dim dirlili. Și-o vinit târziu acasă, dim dirlili, dim dirlili, tot din moftul roși la masă, dim dirlili. Moldovenii când vreau fac om bun chiar dacă-i rău, cu zamă de varță acră de piață e ca să-i treacă. Vin barbață de la coasă, ia treceți femei acasă, că vă arde de jucat, iar noi n-am mâncat. Vin barbață de la coasă, ia treceți femei acasă, că vă arde de jucat, iar noi n-am mâncat. Și tigăile-s cam goale, dim dirlili, dim dirlili, iar noi leșânăm de foame, dim dirlili. Și tigăile-s cam goale, dim dirlili, dim dirlili, iar noi leșânăm de foame, dim dirlili. Faceți fuga din mâncare, mămăligă și sarmale, și scoateți un copighin ca să nu ne mai zbătim. Și petreșeți de mâini treabă aveți, gospodinii și sunteți, cu noi să mergeți. Azi juca și petreșeți de mâini treabă aveți, gospodinii și sunteți, cu noi să mergeți. Voi faci și sfânul poloc, dim dirlili, dim dirlili, noi îl adunăm în stoc, dim dirlili. Voi faci și sfânul poloc, dim dirlili, dim dirlili, noi îl adunăm în stoc, dim dirlili. Și la sfârșit de săptămână, bărbați cu femei din mână, s-adună la horizont. Păi ca voi vremea de jucat, ia ca uite așa, măi! Bravo, bravo! Sat, că mi-e dor de ea. Mi-a promis că pe înserat vine la șosea. Mă dusei la mândra în sat, că mi-e dor de ea. Mi-a promis că pe înserat vine la șosea. La șosea eu am venit, nu te văd, Icuță. Stau numai cu tine în gând și plec pe uliță. La șosea eu am venit, nu te văd, Icuță. Stau numai cu tine în gând și plec pe uliță. Neiculița-l meu, de taicașa mea, măicuță, puișorul meu. N-am putut să vin, neicuță, neiculița-l meu, de taicașa mea, măicuță, puișorul meu. Că părinții tăi sunt răi, așa-i casa ta. Nici mireasa ta. Că părinții tăi sunt răi, așa-i casa ta. Nu mă vor în casă noră, nici mireasa ta.
grădină și mi te-oi lua. Noaptea când e lună plină și doarme lumea, voi veni mândră în grădină și mi te-oi lua. Noaptea când e lună plină și doarme lumea, voi pleca cu tine, lume, mândră orice-ar fi. Și mi-te-oi face mireasă, și-a mea tot vei fi. Moare lumea de necaz, nu mă las de tine. Și-amândoi mereu de-o fi, ne-o fi mult mai bine. Mulțumim! O să o doară, că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, așa e lăsat să fie. Că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, toți avem o datorie. Zilele senine, că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, așa e lăsat să fie. Că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, toți avem o datorie. Încep să plâng și apoi o iau iar la pas. De lâncolo de necaz, că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, așa e lăsat să fie. Așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. Te necazi de bucurie, toți avem o datorie. Când sunt la bucurie, zic așa viața să-mi fie. Să cinstesc, să beau, să mă petrec, că nu știu anii când trec. Că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată.
caz de bucurie, așa e lăsat să fie. Că așa e viața lăsată ca să și plângi câteodată. De necaz de bucurie, toți avem o datorie. Dar tu ne-ai că m-ai făcut să plâng.
și să sufăr mult mai. Mă întreb dacă sunt păcate de prin neamuri adunate. Știe numai Dumnezeu de ce ne-i că le duc eu este bine și cu alta și cu mine. Mă întreb dacă sunt păcate de prin neamuri adunate. Știe numai Dumnezeu de ce ne-i că le duc eu. Mi-a din sat, tai ri ri da. O jucam de copilițe, tai ri ri da.
și vesel mereu mai eram tăi din grida. Hopa hop și iară hop, ușurică sunt la joc. Te las fără vrei și minte când duc eu joc înainte. Au și din loc, nu mă las, eram tăi din grida. Li fac la tine caz, mai eram tăi din grida. Când joc unul și altul, eram tăi din grida. Joacă cu mine tot satul, eram tăi din grida. Hop și iar hop, ușurică sunt la joc. Te las fără grai și minte când duc eu joc înainte. Hop, hop. Nu mă las, nu ostenesc, eram tăi din grida. Când joc de te prăpătesc, eram tăi din grida. Inima o-ți bat de-a fănic, eram tăi din grida. El mă joacă fără frică, eram tăi din grida. Hop, hop și iar hop, ușurică sunt la joc. Te las fără grai și minte când duc eu joc înainte, mă. Și cu partea fărnică, ram tăi diri 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 da. Jucăm pe coara să strică, ram tăi diri 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 da. Și altă coară mai pornim, mai ram tăi diri 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 da. Din loc nu ne pustășim, mai ram tăi diri 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 da. Hopa hop și iar hop, ușurică sunt la joc. Te las fără grai și minte, când duc eu joc înainte. Te las fără grai și minte, când duc eu joc înainte. Hop hop și iar hop. Inimioara mea arde de dor. Cântă cu cumvale la izvor. Inimioara mea arde de dor. Focul de la inimioara ta numai mândral poate scâmpăra. Focul de la inimioara ta numai mândral poate scâmpăra. Ochișorii mândri mă omoară. Frunzuliță verde de negar, ochișorii mândri mă omoară. Din guriță apă mi-ai băut, cât e lumea asta să nu pot să uit. Din guriță apă mi-ai băut, cât e lumea asta să nu pot să uit. Tu mândru, dragă, ce-ai făcut și nu-mi ține dorul să vorit. Vezi tu mândru, dragă, ce-ai făcut și nu-mi ține dorul să vorit. Pentru o zi de dor tu ai muri și pe mine ne-ai căci nu m-a mai iubit. Pentru o zi de dor tu ai muri și pe mine ne-ai căci nu m-a mai iubit. Să nu mai duc atâta dor, dă mândruță gura să nu mor. Ca să nu mai duc atâta dor, dă mândruță gura să nu mor. Îți dau neiculiță gura mea, sufletul și toată dragostea. Și de acum ale tale or fi, cât pe lumea asta vom trăi. Îți dau neiculiță gura mea, sufletul și toată dragostea. Și de acum ale tale or fi, cât pe lumea asta vom trăi. Mi-am pierdut ieri un cercel, inimioară draga mea. Căneica ne-a stâmpărat, inimioară draga mea.
se grăbea la sărutat, inimioară draga mea. Maica mă-ntreabă mereu, inimioară draga mea, unde e cercelul meu, inimioară draga mea? Eu mă roșesc ca un mac, inimioară draga mea, și nu știu ce să mai fac, inimioară draga mea. Neică rău eu nu te cert, inimioară draga mea, dar nu mă lăsa să aștept, inimioară draga mea. Dă-mi-l căi la dumneata, inimioară draga mea, să mă împac cu maica mea, inimioară draga mea. Doar atâta lucru-ți cer, inimioară draga mea, să-mi dai neical meu cercel, inimioară draga mea, și-ți dau în schimb ochii verzi, inimioară draga mea, păcălit să nu te crezi, inimioară draga mea, și-ți dau în schimb ochii verzi, inimioară draga mea, păcălit să nu te crezi, inimioară draga mea. Hai da hai cu oaieli, când ni cheamă muntele. Pimașul spre apus, la marginea codrului, s-aude un fluieraș la o stână sus. Cântă cu foc ciobanașul, de când sara s-o lăsat, și-i zâșii din fluieraș să s-aud în sat. Și oiețele l-ascultă, iarba verde de pe luncă cântă de drag și de dor, dorul mândrilor. Și oiețele l-ascultă, iarba verde de pe luncă cântă de drag și de dor, dorul mândrilor. Cântă cu foc șobanașul, dim-de-le-le, doro-doro-do, de-ra sună tatimașul, dim-de-le-le-du. Tată Valea Muntelui și apasă ulului, șobanaș cu cujmă neagră și somandel în spate, are inima beteagă numai pe jumate. Că i-o rupt-o mândra-n două, când la munte o plecat, sus la stâna lui și-a nouă o plecat din sat. Bată-nite ploili, cum port eu dorurile, o mândruță din asău, cât are e greu. Bată-nite ploili, cum port eu dorurile, o mândruță din asău, cât are e greu. Dimineță e nu-ți pasă, dim-de-le-le, doro-doro-do, când stai la umbriță în casă, dim-de-le-le-dum. Mă, usul de dorul tău, mândruliță din asău, când privești prin geana deasă cu ochii tăi negrișori, mândrulița mea frumoasă, zău că mă omori. Dar nu te uiți după mine, după șine tu te uiți, cu gurița ta și-a dulci și pe șine săruți. Vai mândră gură de fraș și pacat mari mai faci, și nu-mi pot bidea de treabă, mândruliță dragă. Vai mândră gură de fraș și pacat mari mai faci, și nu-mi pot bidea de treabă, mândruliță dragă. Oiliți gheară înstrungă, dim-de-le-le, doro-doro-do, n-are șine să-mi emulgă, dim-de-le-le-dum. Nu mai am nici o putere, singur fără o mângâiere. Hai da vino și mă ajută și n-are să-ți pară rău, că o să faci în munte mare ca pe la său. Nu te supăra pe mine, că mă tem să nu te pierd, și mai spun la vorbe răli și încă rar te văd. Că acuși toamna să lasă, vin să ți șer din ireasă, când cobor cu turma-n sat, iar pentru iernat. O să faci și muntă mare, la noi lasă pe vale, cu tineri și gospodari și cu lăutari. Cântă cu drag șobanașul, dim-de-le-le, doro-doro-do, de răsună tătimașul, dim-de-le-le-do. Cu mândruța lângă el, dim-de-le-le, doro-doro-do, blândă ca un mielușel, dim-de-le-le-dum-dum-dum.
Mulțumesc! Neamul meu de moldoveni, măi, ram, ta, ram, tam, tiri, 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 da. Din Bacău la Mărgineni, măi, ram, ta, ram, tam, tiri, tiri, da. Și o joacă în paș mărunt, lumii, dragă lumii, fi la hramuri și la nunț, lumii. Nunțului de la Bacău, lumii, dragă lumii, unde cânt cu drag și eu, lumii. Că a ieșit nuntă mare, lumii, dragă lumii, zâmărit mândră floare. Unirii ca pe unul lumii, dragă lumii, nu găsăși ca el niciunul lumii. Cântă, cântă, o răspundă, că-am pornit frumoasă în unde. Eu-s fimeie cu arțac, măi, ram, tai, ram, tam, tiri, 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 da. Voi e bună, știu să fac, măi, ram, tai, ram, tam, tiri, tiri, da. Unde-s munțăli frumoasă, ram, tai, ram, tam, tiri, 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 da. Acolo sunt afimasă, ram, tai, ram, tam, tiri, tiri, da. Li urez numai de chine, lumii, dragă lumii, la nireasă și la nirii lumii. Cu nunta și mă șestesc, lumii, dragă lumii, și la horă vă poftesc, mă! Oră mare și frumoasă, lumii, dragă lumii, să jucăm lângă nireasă lumii. Fii trei ori după masă, lumii, dragă lumii, să iasă răul din casă lumii. Să rămâie ghinilii, să trăiască tinerii. Ram tai ram tam tiri 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 da, răutățel dăm la spate, ram tai ram tam tiri tiri da. Aveți grijă de papari, ram tai ram tam tiri 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 da, să șocnim cu nașul mare. Să vă deie domnul chinii lumii, dragă lumii, și să vă trăiască finii lumii. Că sunteți oameni bogați, lumii, dragă lumii, să trăiți, să cununați, mă! Eu ca-și berachiu, da de sara cui să șiu. Ia ca unul mă ochești, la mine tragi nădejde. Stai o leacă, nu grăghi, când la mine-n brață-i și. Când a fașit blocul pieri și răchita micșunieli. Ia mai bateți palmili și scoteți paralili. Hai dați și nu și zgârșiți, că la anul iar veniți. Poftit, cum să știi, să li cânt la cumătrie. Iu, 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 iu. Să trăiască mireasa. Feciorii s-au adunat, mă, să le zică ce-t era, mă, jocul nostru de păiza, mă. Ei, unde moroșanul joacă, sub picior pământul creapă, mă! Stați pe loc, mă, luați mândrele la joc, mă, că jocul și dragostea, mă, porține cât-i lumea, mă. E la joc și la voie bună, moroșenii se adună, mă.
scos mâna parcă mă. Multă minte are în cap mă. Și strunile le-o împărțit mă. Să ne zică de învârtit mă. E mândru-i jocul sus paiza, mar să joc și eu cu mândra mă. Dungi mă, tăt lângă tine mă duci mă, și mă pui să tropotesc mă, pe mândra să-mi-o iubesc mă. Ei, place la mândruța mea, când o strâng câtă cură. Pătăți cu drag ne-adună, să horim și să jucăm mă, că numai o viață avem mă, că viața așa-i de scurtă, trebuie bine petrecută. Plano vaci la 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 la, pe iegură și pe ceață la 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 la, pe soare de dimineață la 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 la, duci o banii turma lor la 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 la, sus în vârful munților la 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 la. La sfințitul soarelui, la 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 la, la făcutul cașului, ma la 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 la, când se suie luna-n cer, la 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 la, baci-o mestecă la zăr, la 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 la, băcița la mămăligă, la 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 la, oile s-adună-n strungă, la 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 la. Și cine ai pus pe masă, la 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 la, baciu-și cântă doi de lei, la 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 la, ghiere sună văile, ma la 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 la, mândru baciu mai doinește, la 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 la, pe bătiță o iubește, la 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 la. Așa-i dragostea lăsată, la-la-la-la-la-la-la-la, și e noi cu două păstrate, la-la-la-la-la-la-la-la. Bravo! Bravo! Da, avuserăm iar o emisiune frumoasă cu niște invitați de mare, mare excepție. Doamna Merișoreanu este pregătită aici lângă mine, pentru că știți care e problema? Bate cineva la ușă și ăla zice că e domnul finalul. Și din păcate trebuie să-l poftim și pe el, că e și rândul lui să intre în emisie la noi, adică finalul. Dar înainte de toate, doamna Merișoreanu vrea să ne mai spună câteva cuvinte. Vreau să spun, dragul dar meu, câteva. Câteva. Glumesc. Că, vezi tu, postul Etno trebuie să existe și a existat pentru că atâția oameni frumoși, atâtea cânteci, costume și tot ce vrei găsești aici. Vreau să spun că acum două săptămâni am fost cu Georgel Nucă și cu marea noastră legenda cântecului popular, cu Sofia Vicoveanca. Am fost la Roma. Cred că era în piața aia peste
5.000 de oameni. Vreau să spun că nimeni nu mi-a zis, te-am văzut, v-am văzut la Etno. Deci, dragii noștri, vă mulțumim că sunteți alături de noi, publicul nostru drag. Ne închinăm în fața voastră și a bunului Dumnezeu că existați și că urmăriți acest post Etno TV. Să știți că atât mai spun, pentru că ați spus niște cuvinte atât de frumoase încât, nu știu dacă mai au loc alte cuvinte, eu doar atât vreau să le mulțumesc celor care ne găzduiesc de fiecare dată restaurantul Cocoșul, Cocoșul Roșu. Da. De fiecare dată au fost niște oameni extraordinari, ne-au așteptat cu porțile deschise. Vă mulțumim, dragilor, vă așteptăm aici la Cocoșul Roșu și eu, în numele echipei, vă mulțumesc din suflet că ați fost prezenți în emisiune. Mi-ați făcut o zi, o seară extraordinară. Vă mulțumesc din suflet, sunteți niște oameni extraordinari. Vă rog din suflet să vă continuați munca, să transmiteți pe mai departe ceea ce știți și ceea ce trebuie. Rămânem români și cântăm din suflet de român. Vă mulțumesc frumos! Vă aștept la și la o altă emisiune și sunt convins că va fi la fel de frumoasă, dacă nu chiar mai frumoasă decât asta. Îți mulțumim frumos, Cora, pentru că ești artizanul acestei emisiuni. Vă mulțumesc frumos, băieți, cei care stați întotdeauna în spatele acestor camere și ne faceți arătăm bine. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atâta interes și ne urmăriți de fiecare dată, în fiecare vineri, de la ora 20, cântec din suflet de român. Vă mulțumim din suflet!
ai mâncat norocul și să-ți fie în viață bine. Cum ai blestemat de mine, mândros să te bată focul, că tu mi-ai mâncat norocul și să-ți fie în viață bine. Cum ai blestemat de mine,